Aceasta este prezentarea telefonului Nokia Asha 202. Este un telefon apărut pe piață în luna iunie a anului 2012 și este dual SIM. Cel de-al doilea SIM se introduce prin lateral. Este un model touch and type cu un ecran TFT rezistiv de 2,4 inch, 16 milioane de culori și o rezoluție de 240x320 pixel cu o densitate de 167 ppi. Vine cu memorie internă 10 MB și posibilitatea de a introduce un card microSD de maxim 32 de giga. Este dotat cu Bluetooth 2.1 și un port micro USB 2.0. Camera este una de 2 megapixeli. De asemenea, poate filma la o rezoluție scăzută cu 15 cadre pe secundă. Nu prezintă blitz. În partea dreaptă a telefonului se găsesc butoanele de volum și butonul de blocare telefon. Este un telefon din gama low-end, fiind cel mai ieftin telefon dotat cu touchscreen. Mare atenție! Acest ecran nu oferă posibilitatea multitouch. De asemenea, multă lume pe internet se plânge că touchscreen-ul s-a stricat la puțin timp după cumpărare. Ecranul trebuie apăsat cu fermitate, dar mie până acum nu mi-a creat probleme. Sunetul, atât în difuzor, cât și în speaker, se aude destul de încet, chiar și la volum maxim. În mașină, utilizarea lui este destul de greoaie, deoarece pentru a activa speakerul este necesară apăsarea butonului de deblocare. Sunt Andreea, ghidul tău Vodafone. Poți câștiga gratuit. Deoarece nu are senzor de proximitate, trebuie să folosim întotdeauna apăsarea acestui buton de deblocare a ecranului. Ecranul principal poate fi organizat după preferințe, ceea ce simplifică mult navigarea. Putem intra în secțiunea Display, Home Screen, Personalized View. Mesajele apar sub formă de conversație, ceea ce înseamnă că toate mesajele trimise către un număr și primite de la acel număr vor apărea pe același ecran unul sub altul. Un alt punct fort al telefonului este faptul că ceasul de alarmă funcționează chiar și când telefonul este stins. În acest caz, el se va aprinde și va suna alarma. Bateria este una de 1020 mAh și ține în jur de 4 zile. Dacă telefonul este utilizat foarte puțin, poate ține chiar și 6 zile. SAR-ul în convorbire este de 1,11. În final, acest telefon dual SIM nu are apel în așteptare. Dacă sunteți sunat sau sunați pe cineva folosind unul din SIM-uri, atunci celălalt va fi dezactivat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următoarea prezentare.